Psihologul Cezar Adilevski susține că 90% dintre obezi se întorc la vechile obiceiuri după orice dietă încercată. A fost și cazul Svetlanei Kwiatkowskaia, care după jumătate de an de proiect, în care a slăbit spectaculos de mult, s-a reîntors acasă cu mai puține kilograme, dar și la aceleași obiceiuri alimentare. În scurt timp, masa corporală a Svetlanei a crescut cu aproape 20 de kilograme. Mănâncă cât pentru 3 la o singură masă. Știți, nici nu m-am gândit că să fie și cazul meu. Eu nici nu m-am gândit că poate să fie și cazul meu să revin. Și în cazul meu cum a fost? Vreau să zic că mă stărui și acum mă stărui să mențin dietele. Dar deoarece, nu știu din ce cauză, chiar nu mă pricep din ce cauză, se vede că totuși dinainte de proiect a fost volumul, să zic așa, stomacul, tot așa a rămas în mărime ce. Și iată, la momentul dat, eu țin totuși dietă, țin, dar volumul de alimentație e mare. Socot eu așa. Socot exemplifică. Nu, iată, de pildă, dacă oamenii normali, eu socot că ar mânca o farfurie, eu trebuie să mănânc să mă satur. Dacă nu mănânc să mă satur, nu pot să-mi cat loc. Anumit să mă satură. Și pe mine lucrul ăsta mă deranjează. Care e porția ta zilnică la o masă, acum? Depinde. Dacă ceva e mai caloric, de pildă, e mai puțin. Dar dacă ceva nu e caloric, e mai mult. Cantitativ. Nu, iată, un exemplu să vă spun. La moment, eu acum, toamna, consum bostan copt, fiindcă e perioada lui, mie îmi place el, așa, pur și simplu, fără zahăr, fără absolut nimic. Cantitativ cât ar fi? Cantitativ, dacă cum sunt amâia bostănei de toamnă, eu un bostănel de șeala, la o masă, eu pot să-l mănânc copt. Și pe mine, faptul ăsta, când eu aș mânca o felioară, terci, tot pot să mănânc o cratiță mărișoară. Mărișoară, da. Ce ai păstrat din proiect? La capitolul alimentației? Am păstrat regimul de 3 ori pe zi. Am păstrat regimul. Da, e cantitate multă. Crezi că problema ta a kilogramelor care le ai acum adăugate e cantitatea excesivă de mâncare pe care o consum sau este și altceva la mijloc? Poate să fie, știți, mă gândesc că eu pot să mă aflu în stresul ăsta care acum, care eu văd că mă lupt să dau și kilogramele astea în jos și nu se primesc. Am multișor de când mă lupt, iată, să dau de la 50 în jos și nu se cam primește, da. Și asta e un stres pentru tine? Eu, clar, lucru că mă deranjează, știți, mă rușinez, ori mă jenez, cum s-ar spune, de lumea care m-a ajutat, care... Clar lucru, și eu om și am simțuri și am... Și mă deranjează lucrul ăsta. Și pentru lumea care m-a ajutat, dar chiar și pentru mine însumi, faptul că nu vreau să... Dezamăgești. Da, nu vreau să dezamăgesc, nu vreau să revin la cum am fost. Și asta tare tot am o... emoții puternice pentru asta. Când ești sprijinit de specialiști, când îți dau sfaturi corecte, atunci ești învingător în lupta cu kilogramele. E mai ușor să slăbești, să fii într-un proces de slăbit, înconjurată de specialiști, de oameni care te încurajează și cum e acum, când ești singură? Clar lucru, când era la proiect și avem specialiștii, era cu mult mai ușor. Erai monitorizată? Eram monitorizată, eram disciplinată. N-aș spune că și-am îi aduc, iată, mă stărui cât de cât dimineața să fac exerciții anumit cu picioarele, mă stărui cât de cât, dar totuși un proiect era, nici nu se discută, un proiect, da, era altă situație, cu mult mai bună. Singura salvare a Svetlanei este operația de micșorare a stomacului. Acum, această intervenție o va opri să nu mai mănânce excesiv de mult.
să meargă procesul mai departe de slăbit, mi-aș dori foarte tare o micșorare de stomac. Pentru, știți, chiar m-am gândit, sunt mulți oameni care aș putea să le ofer porția aceea care s-o mănânc eu, mai gândit să o dau la cineva de pomană. Cinstit vă spun. De multe ori așa m-am gândit. Deși să poate și procesul de slăbit ar fi mai efectiv și aș rezolva și problema cu picioarele. Dar nu văd altă ieșire de situație fără ca să-mi fac intervenție la stomac. Nu ți-e frică? Nu mi-e frică, fiindcă mai tare mi-e frică să ajung la kilograme care am fost. Nu mi-e frică de micșorarea stomacului, de fel. De ce îți dorești această operație? Îmi doresc ca să-mi împlinesc visul până la urmă, să mă pot duce la Sfintele, știți, chiar îmi doresc pește de al, alături de satul nostru. Este mănăstirea în Cușulăuca și chiar îmi doresc să mă duc la această mănăstire, n-am fost niciodată. Și tare mult m-aș bucura. Da, foarte mult. E o salvare această operație? Iubesc locurile sfinte, iubesc locurile sfinte. Da, pentru mine cred că e prima salvare. Partenerii campaniei aisecrete.com, Svetlana Kwiatkowska revine, este Spitalul Republican Timofei Moșneaga, care va prelua cazul spre examinare. Va avea oare femeia șansa să ajungă pe masa de operație? Urmăriți-ne și veți afla!